că sistemul, modelul german, e un model unde e acum, e mai mult de 15 milioane de oameni care trăiești la limită sărăcie. De ce mă ocup de sărac? Aș putea să vă spun, fiindcă este o masă de manevră pentru revoluția. Nu. Eu mă ocup de sărac, de săraci, fiindcă chiar dacă sunt agnostic, mi-a rămas ceva profund creștin în mintea mea. Cei dinapoi vor fi primi. Și eu cred, nu în mintuirea asta, lasă asta pentru oamenii credincioși. Și eu respect credința lor, dar eu cred că o lume modernă, care ne bat la cap totdeauna ideologi cu progres, facem progres, facem progres, unde săraci sunt majoritatea tuturor țărilor europene, e inacceptabil ca starea etică. Eu totdeauna sunt absolut revoltat când văd un tip cu o Maserati și o patrină cum e pe lângă Piața Traian, unde eu trăiesc la București, care abia pot să-și vindă 3 buchete de petrinjel ca să mănâncă o franzală fiecare zi. Asta e un punct. Al doilea punct, dumnealui, profesorul Nechifor a vorbit de comunism a distrus un mod de viață tradițională. Întrebarea mea, capitalism n-a distrus un mod de viață tradițională? Și n-am terminat întrebarea. Ce a fost? Să răspund? Bineînțeles, dar nu e terminat întrebarea. Ce a fost în Anglia enclosures? Să luăm puțin la eu la ce mă refer. La noi, comunismul românesc, mai ales în anii 50, cred că a fost cel mai violent mod de a distruge o elită și feroce din toată istoria noastră. Ne-a lăsat fără valori în anii 50. Și Revoluția franceză, ce a făcut cu o elită regalistă? Le-a tăiat capul. Da, dar din păcate, uitați-vă, spre exemplu, mai sunt câțiva regaliști, spre exemplu, cei pe care, dacă vă veți găsi, îi găsiți, spre exemplu, ca și profesor la tot familia noastră Băierești, prin Moldova, Țara Românească, mulți dintre ei, o parte dintre ei, de fapt, ajung pe aici. De la noi, cei în afară, de cei care au reușit să fugă până în 45-46, restul n-a mai reușit să fugă în afară. E mai complicat, domnule, fiindcă familia Rossetti, profesor de linguist, mare linguist, no, ce-a făcut cu comunism? S-a împăcat destul de bine. Am cunoscut eu destul de bine în anii 70 la București. Marele scriitor moldav, iertați, m-am uscat pe numele. Cred că referiți la Sadoveanu. Da, ce-a făcut? E adevărat, dar gândiți-vă, în afară de aceștia, care nu au făcut pasul ăsta. Camil Petrescu, ce-a făcut? Păi atunci este loc pe Stelul Teodorano, ce-a făcut? Arghezi, ce-a făcut? Gheorghe Brăfiano, ce-a făcut? Sunt mare admirator de Arghezi. Dacă ești un mare poet, poți să te impact cu orice fel de regim. Tudor Mihano, spre exemplu, limitat George Cărinescu, de abia după imperatorul Ceaușescu, anii 64-65, reprimez dreptul de a profesa. Asta e istoria. Adevărat. Dar am lăsat multe urme atunci. Domnule, dar nu sunt împotriva acest blocare de anumit intelectual. Vreau să vă spun că țara n-a scăzut din punct de vedere intelectual în această perioadă. Dacă avem o vedere mai în profunzimea istorică, a scăzut? Nu știu, eu sincer să fiu, mi este greu să găsesc astăzi un personaj intelectual, cum a fost pe seba sușterea din intervenice, Mircea Eliade, echivalent astăzi la noi. Aceea ce a făcut o carieră în străinătate. Adevărat, el pornește de aici. Bine, și dacă atunci... străinătate, datorită comunismului, la Felciora. Credeți că ar fi avut aura pe care a avut-o marele Eliade la Universitatea din București, mai mare decât la Universitatea din Chicago? Iartați-mă, eu nu sunt imperialist, dar totuși știu foarte bine ce înseamnă a fi profesor la Chicago. Nu ar fi avut-o. Probabil că nu.
dar nici măcar n-ar fi fost obligat să fugă. S-ar putea că aveți dreptate, dar eu am constatat de mai multe ori, nu numai în România, în multe țări din lumea a doua, cum era România sau cum era Troia, că mulți intelectuali de mare valoare fugă. S-au silit, sau mai puțin silit de, sau de politica, sau de starea economică spre țările bogate, fiindcă sunt primite, nu numai cu brațele deschise, și cu salariul în consecvență. Uitați-vă ce se face, dacă să aveți curiozitate, să luați profesor de sociologie și de antropologie americană. De unde vine? Profesor de chimie și de fizică americană. La universitate, nu la liceu. De unde vine? E adevărat ce spuneți și astăzi este aceeași tendință, dar credeți-vă că în anii 40-50 licești oameni au fugit, nu neapărat pentru a se promova străinătatea. Ei dacă rămâneau aici, erau exterminați fizic. Asta aveți dreptate, nu pot să spun nu. Dar multe... Ceea ce e interesant pentru mine, cu diferență de experiență, istoria franceză, germană, sau engleză, e faptul că comunismul român pot fi împărțit în două perioade, un pic grosier, da. Perioada Dej, care este un stalinism zdravân, o represiune zdravână, cu niște crime evident, pe care nu le prețuiesc deloc, și perioada care se cheamă cu sintagma ceaucistă. Ceea ce e interesant în această evoluție a comunismului român, că nu știu dacă aici sunt oamenii din vârsta mea care au cunoscut perioada Dej, e faptul că regimul ceaușistă, echipa ceaușistă, nu era singur, a făcut ce s-ar chema un compromis istoric după 63-64. Un compromis istoric la nivel cultural, nu la nivel economic. Pentru economic a dezvoltat un capitalism de stat cu redistribuire variabilă, destul de clasic, de fapt. Era mai redistribuit așa cum l-am constatat în Ungaria decât în România, dar era în România mai redistribuit decât în Albania. Adică depinde condițiile locale ale economiei și ale geopolitice. Dar din punct de vedere cultural e foarte fascinant. Era un adevărat compromis istoric. Adică regimul ceaușist a recuperat intelectual care era de extrema dreapta în perioada interbelică, băgat în rezidența forțată sau anumit la gulag român, după 64, făcând din cultura românească post-dejeană, dacă pot să zic așa, un fel de național-comunist foarte original în toată istoria comunistă europeană.